Pentru că astăzi suntem în Veneția și pentru că este o vreme oribilă. Superbă. A plouat, acum s-a mai oprit, dar bate vântul, este frig. E friguț. Este groaznic. Suntem în San Marco acum și ne-am gândit că să facem un video în care să vă explicăm mai diferit puțin, în care să vă dăm niște tips and tricks, să le zicem așa. O să mergem acum să mâncăm cele mai ieftine paste pe care le găsiți în Veneția. Sau aproape cele mai ieftine, pentru că voi aveți mai multe posibilități, bineînțeles. Vă ziceam că suntem în acest moment în San Marco, după cum vedeți. Am prins și puțină aqua alta, cum zic italienii, adică a ieșit apa destul de mult pe aici. De fapt, nu am prins aqua alta, ci am prins când se duce aqua alta. Da, aqua alta da. A fost săptămâna trecută. A fost săptămâna trecută. Acum ideea e că am prins-o și noi puțin, se retrage în acest moment. Și vă ziceam că o să mergem să mâncăm cele mai ieftine paste pe care le-am găsit noi în Veneția. Bineînțeles, dacă vreți să faceți o aroganță, voi puteți să mâncați și aici în San Marco, doar că aici o să vă coste destul de mult. Adică dacă vreți să mâncați niște paste, să beți o cafeluță, mai serviți și un desert, o să plătiți în jur de 50 de euro minim dacă vreți să stați aici, pentru că aici veți plăti și masa și, bineînțeles, și muzica. Dacă vedeți, muzicanții se pregătesc acolo. Indiferent că ascultați muzică sau nu, trebuie să o plătiți. Aia zic. Da, și noi o să mergem pe gangul acela și o să intrăm pe acolo și o să mergem undeva unde pastele sunt mai ieftine și din ce am văzut noi, chiar păreau făcute acolo. Bineînțeles, astăzi o să ne bazăm strict doar pe chestia aceasta, pentru că avem o grămadă de clipuri din Veneția. Am filmat cât se poate de mult de aici și obiective și ne-am plimbat cu bărcile și le găsiți toate pe canal. Mamă, am intrat în apă. Deci le găsiți toate pe canal. Mi-ar plăcea să vă arăt, bineînțeles, Veneția de fiecare dată când vin aici, pentru că pentru mine este a 8-a oară, cred că, când vin în Veneția. Oh, ai fost și tu de ceva. Da, deci am fost de ceva, Luiza a fost de mai multe ori, dar nu cred. Dar da. Mi-ar plăcea de fiecare dată să vă arăt, dar avem suficiente clipuri pe canal. Poate o să mai vină un clip, dar mai în alt an. Mai târziu, altă dată. Acum mergem strict să mâncăm aceste paste. Noi încă nu le-am mâncat. Dar, deci nu știm despre ce e vorba. Doar le-am văzut și am văzut că sunt prețuri foarte bune la ele și arătau bine. Și review-uri. Și review-uri și cu ocazia asta, pentru că este vremea urâtă prin Veneția. De obicei noi ne plimbam pe aici pe toate străduțele, dar acum fiind vremea asta urâtă, o să mergem să le încercăm. Și numai bine, facem și clip și le încercăm și cu voi. Și ne e și foame. Și ne este și foame, bineînțeles. Mie mi-e foame. Luiza este foame, da. Ce am mâncat la micul dejun? La micul dejun, din păcate, la italien nu prea mănânci bine. De aceea ne este cam foame. Dar noi nu știm unde mergem. Hai să vedem pe unde mergem, pentru că noi nu o să mergem cu GPS. Noi știm exact unde am văzut aceea, dar o să ne bazăm pe instinct, o să vedeți. Suntem în acest moment, am intrat în gang și mergem tot înainte. Bineînțeles, vreau să vă zic să nu vă fie frică să veniți pe străduțele acestea, pentru că sunt foarte faine și găsiți o grămadă de magazine. Nu vă fie frică, pentru că veți vedea semne spre San Marco sau spre podul Rialto. Deci nu vă puteți pierde chiar așa ușor. Merită să încercați să veniți. Ia uitați-vă ce este pe aici. Să veniți chiar dacă sunteți, vă este frică că bă, nu mă duc, poate mă pierd. Încercați, pentru că o să vedeți că peste tot sunt pancarte cu spre San Marco, așa că o să ieșiți de fiecare dată în San Marco sau spre Rialto, dacă vreți să vedeți, bineînțeles, Rialto. Doar pe aici se poate vizita Rialto. Aici o să facem dreapta. Să facem dreapta aici, să vedem, dăm de biserica asta de aici și o să mergem pe lângă ea pe aici, o să facem stânga.
ca să ajungem la pastele acele, încă nu mai mi-aduc foarte bine aminte unde este drumul. Luiza râde aici de mine. Dar îl găsim. Îl găsim, da, undeva spre Înghețată. Apropo, urmează și un clip unde puteți mânca cea mai bună înghețată din Veneția. Asta este în plan, dar asta mâine, pentru că astăzi nu, pentru că mâine arată că este soare și mai cald. Acum nu are rost să mâncăm înghețată. Iasă soarele și acum. Dar na, dacă iasă soarele și acum vedem. Dar nu cred. Și vă ziceam că o să facem un clip în care mâncăm cea mai bună înghețată, pentru că noi mâncăm, cred că italianul gălăgios. Noi mâncăm de, cred că de 4 ani mâncăm în același loc înghețată și am dus și oameni acolo din grup. Da, noi suntem cu grupul și am dus și oameni din grup să mănânce înghețată acolo și au spus că este foarte bună. Deci, stați aproape. Miroase ceva, că urmează și acel clip. Dar acum, hai să găsim acele paste. Am ajuns aici, la podul ăsta unde fac oamenii ăștia o poză și o să o luăm prin, pe aici. Și încolo se poate merge, dar noi o să o luăm pe aici. Mă, tu ești sigur? Da, din ce mai mi-aduc eu aminte așa. Măi, nu mai știu chiar exact, exact, dar vedem dacă găsim. Aici o să facem stânga, pentru că încolo e apă și nu mai avem pe unde merge. Și mergem tot înainte. Să vedem dacă dăm de acele paste. O să vedeți că se observă foarte ușor acele paste, pentru că se văd de afară. E cam aglomerație mare. Aici nu, aici se stă la coadă la... Uite, da. Meloncello. Bineînțeles că aici puteți să mâncați tot felul de chestii. Ia uitați-vă ce zi este pe aici. Veneția este, da, aglomerată indiferent de anotimp. Cred că ne apropiem. E sigur? Nu știu exact, dar vedem. De fapt nu. De fapt nu. Pastele sunt pe partea cealaltă. Pe strada din partea cealaltă. Spune sigur, dar nu e nimic aici. Aici în față mergi către Rialto, dar noi o să facem dreapta. Ce o să facem dreapta? La asta, pentru că nu am venit chiar bine. Și o să mergem până în capăt acolo și acolo să facem dreapta din nou și acolo să dăm de paste, o să vezi. Eu nu cred. Tu nu crezi? Nu, pastele ai sunt încredere. Ai încredere pastele în instinctul meu de vienez. Pastele sunt încolo. Trebuie să ai încredere în instinctul meu de vienez. Nu e adevărat. Ascultă-mă pe mine. Stai puțin, să facem un pariu. Facem un pariu? Dacă hai. Nu am dreptate. Da. Ce, ai văzut pe cineva cu paste? Am văzut ceva la chestia, un borcan așa. Eu am dreptate. Pot să mănânc ce vreau. Da. Nu, ca asta nu. Nu-ți place asta. Păi nu. Bine. Nu. Dacă eu am dreptate, tu plătești pastele. Chiar dacă banii sunt la mine. Uite, aici e Rialto. Aici e Rialto, da, asta să, hai să le arătăm la oameni că aici e Rialto. Ia uitați, deci aici o să mergem și aici. Dar în clipul de astăzi, nu. Băi, eu nu știu ce să... Deci mergem să căutăm dreptate, pastele. Dacă eu alea. Am dreptate, tu plătești tot. Da. Dar tot, ambele tot. Zile. Ambele zile, gata. Și dacă... Aveți încredere în mine. Și dacă tu ai dreptate, eu plătesc tot. Corect. Oricum plăteam eu tot. Da? Lumea, bun, hai, intrăm în gangul ăsta. Mergem la ăsta. Intrăm aici. Bun. Acum eu o să vă dau doar niște repere așa, pentru că voi băgați nu vă pies. Filmez. Uite, aici e cel mai fain de sta store de băuturi. Aici am degustat eu limoncello și toate cele. Uite gondolele. Am ajuns aici. Uite, locul de făcut poze la înghețată. Locul de făcut poze la înghețată. Și ne continuăm drumul spre paste, pentru că acum suntem paralel cu cealaltă străduță despre care vă ziceam că n-am ajuns bine pe acolo. Trebuia să facem, dreapta mai repede, dar nu e nicio problemă că o să ajungem. Ia uite aici ce vafe.
Ia uite aici ce avem. Da, munția de înghețată nu arată. Munția de înghețată, da. Aici este farina. Ăla de pizza bună. Aici da, este pizza. Aici. Aici e pizza aia bună. Uite. O să mergem mai departe. Deci eu merg fără GPS prin Veneția, pentru că m-am zis deja de a 8-a oară sau a 9-a oară, nici nu mai știu exact oricum de câte ori am venit în Veneția. Și deja cunosc străduțele astea foarte bine. Chiar dacă uneori ai impresia că te-ai pierdut pe aici, nu mai știi pe unde ești. Dar am început să le cunosc destul de bine. Și acum Luiza nu știe ce, nu știe unde mergem, ea zice că nu mergem bine, dar aflăm. Aflăm curând dacă mergem bine sau nu. Dacă mergem să mâncăm paste sau ajungem în loc. Te rog frumos să ne spui că am ajuns. 2 minute mai târziu am ajuns. Suntem la... Uită-te câte paste sunt aici, ia. Ia uite, ia uite acolo. Ați văzut câte paste, dar nu ne oprim aici. Este puțin mai în față. Deci acolo era un magazin cu un tot de asta de paste. Dar noi o să mergem la ăsta pe care l-am găsit. Ia uitați-vă, doar uitați-vă ce e înăuntru. Uitați-vă ce nebunie e aici. Ia uitați-vă. Și face pastele aici, le face, da? Deci pastele sunt făcute aici. Hai să vedem cam cât costă o porție. Ce scrie aici? Păi uite sus. Maceronii, nu știu ce. Deci ideea e că pastele sunt făcute aici. Asta mă interesează cel mai mult și este super. Pomodoro, avem pomodoro, parmigian, avem o grămadă de chestii de la 6, de la 5,90 € la 7,50 €. Dacă voi găsiți paste mai ieftine ca astea în Veneția, să-mi spuneți mie, vă rog, în comentarii. Problema o să fie că nu o să avem unde să mâncăm aici, pentru că e foarte multă lume afară, dar afară numai pe un pod. Încercăm să intrăm și noi. Bun, deci avem pomodoro cu roșii, parmegiana e cu roșii, cu parmegiano, caprese, cu mozzarella și cu busuioc. Pesto genoveze este cu pesto, pecorino, pin și... Vezi că ai și pe partea asta la altă. Da, peste că n-am ajuns încă. Ai formagi, sunt numai brânzeturi, boscaiola, alea cu roșii, ciuperci și cred că pana e smântână ceva. Polpete, alea cu roșii, un fel de sos de roșii, pătrunjel, morcov. Poți să-ți alegi și tipul de paste, da, ai tagliatele, radiatori. Bolognese, toată lumea știe bolognese. Aici, da. Folio e funghi, pui și cu... Uite-te cât sunt cu fructele de mare. Deci paste cu fructe de mare, 7,50 €. Bine, Luiza se duce să comande pentru că ea a pierdut pariul și trebuie să plătească. Deci ce ai zis că vrei? Ia uitați-le cum arată. Deci eu vreau caprese cu tagliatele. Caprese și pesto. Da. Banii. Cum? Banii la tine. Păi tu plătești. Ok, so, caprese, pesto. Ok, deci am pasta. Am comandat, imediat vin pastele și vă arătăm și vouă cum arată. Și ieșim în stradă să le mâncăm. Și ieșim în stradă să mâncăm, pentru că aici nu avem nicio șansă. Cât am dat pe toate? Am dat 13,50 € pe două porții de paste. Deci 13,50 € pe două porții de paste. Mai mult de atâta ce vrei în Veneția. Efectiv aici e haos. Deci mănânci foarte bine două persoane cu 13 € și paste, dacă vrei paste făcute de casă. Pentru că văd că, v-am zis, le fac aici pastele. Ceea ce e super tare. Doamne, ce altfel n-aș fi mâncat. Așteptăm să ne vină comanda. La oamenii care servesc sunt chinezi sau da, japonezi. Bun, na, hai să vă arăt cum arată. Ia uitați ce și-a luat Luiza aici. Ceva cu pesto. Și eu mi-am luat caprese aici, da? Și am venit aici la un podeț să mâncăm, pentru că acolo nu se putea mânca, era haos. Și era și muzică și nu puteam să filmăm și nu vă puteam arăta. Așa că am venit aici să mâncăm. Luiza deja a început, ia fiți atenți aici. Ia zi, cum îs? Bună. Îs bune? Cum îs pastele? Al dente? Al dente. Cred că de casă. Pesto extraordinar de bun, dens. Nu e lichid. Jos se lasă lichidul că se separă uleiul, dacă știm principii și așa mai departe.
Da, chestia asta e foarte densă, foarte bună. S-ar putea să mai luăm o porție împreună, mai încolo. Nu știm, sau mâine, nu știm sigur, dar e super bun. Sunt prețuri, pornesc de la 5,90, aia simplu, cu roșii. Și cresc în funcție, bineînțeles, de ce mai băgat. Da, exact. Au vreo 3-4 ingrediente. Eu am pus aici, sper să nu pice. Au vreo 3-4 ingrediente, dar ce vrei? Uite-te doar cât e porția la 7 euro. Nu hai, găsești mănâncă la restaurant în Veneția așa ceva. Mănâncă. Hai că mănâncă, acum îi dăm drumul să degustăm. Deci numai uitați-vă, numai uitați-vă cum arată, da? O nebunie. Și am luat mozzarella proaspătă, și am luat tagliatele, da? V-am zis, am plecat de acolo pentru că acolo nu puteam să filmăm, era și muzică. Oricum și aici e haos, da. Și îs fierbinți, da, că-s proaspete, bineînțeles, îs fierbinți. Am luat ceva mai ușor. Am vrut să iau carbonara și boloneze de astea clasice, dar am zis să iau ceva mai ușor și dacă îi mai luăm o porție, o carbonara du-te sau mai ceva. Încolo, te rog. Nu știu exact cum se numește locația, că nu scrie nicăieri, dar dacă pot, vă dau un punct pe Google Maps și vedeți unde este. Sunt două, este una lângă alta aproape. Noi nu ne-am oprit la cea de pe colț, ne-am dus un pic mai în față. Da, hai să vedem. Îi facem marea degustare, că Luiza nu mai poate și amorțește mâna aici. O văd în spatele camerei. Ia, Iurge! Chiar e bune. Da, mamă, ce faine sunt. Fresh. Brânza bună, pastele se vede că-s de casă, cum zicea și Luiza. Făcute, proaspete, mamă. Bun, ăsta foarte bun. Hai să degustăm și cele cu pesto, să vedem cum sunt. Mamă, dar astea bune. Sunt foarte fresh. Astea cu pesto arată bine rău. Hai să vedem cu pesto. Ia uitați-le ce bine arată cu pesto. Mamă. Mamă, ai dat lovitura cu astea. Mamă, deci bune. Recomand. Astea cu pesto. Deci eu nu gust. Astea sunt foarte fresh. Dar... Vezi bune, acum gustă și Luiza, să vedem de astea dacă îi plac. Hai să vedem. Vedem ce zice Luiza de astea. Hă? Îs fresh, așa-i? Foarte fresh. Roșiile au o aromă. Roșiile, da. Și sosul e fresh, așa. Au aromă roșii, sosul de roșii, bulionul. A venit și un prieten aici. A venit la mâncare, îți dai seama. Caută și el. Lângă noi sunt turci. Vorbesc turcește. Tot. Deci, bune? Toți porumbei vin la noi. Hai să ne apucăm să mâncăm pastele astea. Deci nu mă uitați-vă cum arată de bine. Hai să le pun aici. Iară le pun aici. Luiza e panicată că le scapă în apă. Ia, uitați. Uitați tagliatella cât e. Mamă, dar cum o mănânc eu pe asta? Mamă. Îmi place că nu s-au zgârcit la sos deloc. Au pus sos aici să fie... E nebunie aici, doamne, la podul ăsta. Deci la podul ăsta vin ăștia să înghesuie, să bagă peste tine. Așa e Veneția toată. Deci, nebunie. Deci am încercat cu voi pastele astea pentru prima dată. Dar dacă vrei să mănânci ieftin în Veneția, trebuie să încerci pastele astea. Pentru că chiar sunt bune. Încă scalde. Uitați-vă, nu știu dacă se vede, dar ia saburi. Ia saburi din ele. Și busuioc, și... Foarte bun. Luiza nu zice nimic, doar mănâncă.
Deja a terminat, uitați-vă și voi. Uitați-vă cât mai am eu. Și a deja terminat. Tu ai vorbit mai mult. Eu am vorbit mai mult, nu? Vă că îți plac și ale mele. Îmi place mult sosul. So many. Putem să mai încercăm unele, să vedem. Mai luăm o porție, o mâncăm amândoi. S-au nenorocit pastele astea. S-au terminat. Vezi, mai are câteva. Am mâncat înainte. Ia uite ce vin porumbei aici. Dar n-am ce să le dau. Ce să le dau, roșii? Deci am mâncat foarte bine. Așa poți să mănânci în Veneția cu 13,50 euro, două persoane, da? Două persoane și paste de casă, cum v-am zis, și, și bune, până la urma urmei. Și acum mai mergem pentru voi să mai luăm o porție, o să luăm de altceva să vă arătăm cum arată. Încercăm să găsim și un coș de gunoi, foarte greu în Veneția găsești un coș de gunoi. Dar încercăm să vedem unde putem să găsim. Luăm tot de acolo pase sau luăm de pe colț? Aia am vrut să zic. Ce să facem? Nu știm ce să facem. Să încercăm și de pe colț, tot niște chinezi sunt și acolo. Sau să luăm la 10 metri mai încolo. Hai să luăm de la ăia la altul. Să încercăm de pe colț, să vedem cum sunt. Tot iau la fel, da. Hai să vedem. Intrăm pe colț și vedem cum sunt și de acolo pastele. Bun, acum încercăm celălalt de pasta. Deci ăsta e primul cum ar veni pe colț și cum o iei, te duci încolo la 10 metri, este celălalt. Ăsta se numește, văd care și-o denumire, pasta Go Expresso. Hai să vedem ce avem pe aici. Ia uitați-vă câte chestii. Hai să vedem ce ne alegem noi acum, că o să fie interesant. Carbonara con spaghetti. Nu, miroase bine. Cât am plătit? 7,50. 7,50. Dar mie îmi place aici că am putut să vorbesc italiană. Și că e liniște. Și prețurile sunt cam tot la fel. Aici văd că sunt și cu 8 euro, atâta tot mai mult. La ăla, ragu, suna bine. Data viitoare eu mi-aș fi luat ragu. Da, dar acum am luat carbonara, ce n-ai văzut. Am luat carbonara ca să vedem cum sunt. Cu spaghetti, am schimbat și pastele. A, și bineînțeles, dacă vrei poți să spui extra chestii, unele costă 50 de cenți, unele 1 euro, în funcție de ce vrei. De exemplu, parmezan, ce mai era acolo? Stai că mă duc să mă uit aici, că sunt aici. Poți să spui pecorino, adică ardei iute, ulei de măsline, dacă mai vrei extra, funghi și parmezan. Mâncăm aici, avem și loc. Nu e așa în grămă de alu? Oricum s-a mai evaporat și acolo. Nu mai e așa multă lume. Am terminat ora prânzului, cred. Să vedem cum sunt carbonara. Am zis că astea sunt clasice. Și să luăm așa clasice. Să vedem. Asta mâncăm pentru voi. Să știți că în mod normal n-am mai fi mâncat, dar pentru voi o facem, să vedem. Așteptăm să vină pastele, să vedem cum sunt carbonara de data aceasta. Hai că vin spaghetele. Wow, dar miros și arată bine. Miros bine? Uite. Hai să le vedem. Mamă, ce ia s-a aburit din el. Dar ce bine miros. Se vede că pastele sunt făcute aici. Ia să vedem sosul. Nu-mi dau seama, dar e gust, e bunicat. Hai să mai împărcăm. E făcut cu ou sau nu e făcut cu ou? E ou. Că dacă... Și uite ce fain, ce groase sunt. Dincolo scria că crim ceva la paste carbonara. Ce? Crim? Da, dincolo scria că se folosește crim, dar și ou, dar și crim. Probabil se referă la cream. Smântână de gătit. Aici nu scrie, doar ou. Ceea ce e foarte bine că pastele carbonara așa se fac doar cu ou. Mamă, ce iasă, uite-te. S-a aburit geamă, da. În card. Așteptăm să se răcească puțin și le degustăm. Eu bag, îți dai seama. Tu bagi direct așa? Vreau să văd. Hai să vedem. Dacă îl leșim sau nu. Să vedem marea degustare aici. Eu nu prea știu ce gustau carbonara. Vedem dacă la Luiza îi plac carbonara. Păi ți-am zis că arde. Ai,
că le mânc așa calde. Ha? Îți plac? Sunt un pic pe al dente pentru mine. Îți prea al dente? Sunt mai al dente ca cele dinainte. Da. Sunt un pic tari. Tari? Dar nu înseamnă al dente. Înseamnă prea gătite. Sunt prea gătite, scuze. Ok. Așa și se simte gust de sare, piper, puțin ou. Aha. Și panceta ceva se simte? Sau bacon, ce au ăștia? Sau panceta? Panceta. De unde panceta? Au bacon. Uite, panceta, eu te-o. Dar bine, bacon ăla, nu-i panceta. Începe să se brânzească sosul, să răcește. Nu mă dau pe spate. Nu? Mai bine l-am ragu. Na, hai să vedem, că Luiza zice că nu dau pe spate. Dar o să vezi că nu o să-ți placă. Ceea ce e, să vedem ce zicem aici. Bine, noi suntem și diferiți, ar putea să... Să vedem cum sunt pastele. Să ai grijă că în guști că ard. Arde, mă interesează pastele, dacă tu ai zis că sunt prea fierte. Sunt tari un pic, deci ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt prea fierte. Mamă, da, mie nu-mi plac. Nu-s bune. Nu-s bune. Deci nu recomand carbonara, nu recomand ăsta de aici. Dincolo erau mai bune. Serios. Deci dincolo chiar au fost mai bune. Nu, e tare pasta. Pasta e tare, nu au gust de carbonara. Nu au gust de carbonara, adică nu. Mai încercăm o dată să vedem. A doua oară mai bine. Ți-am zis. Simți numai piperul acum. Sunt sărate și nu au gust de carbonara. Da, data viitoare mergem acolo. Ia, uitați-vă și voi cum arată. Ele nu arată rău așa, vedeți? Și cu sos, cu alea, dar nu sunt bune. Nu sunt ce trebuie, înțelegeți? Și noi vă zicem părerea sinceră, bineînțeles. Poate alte sunt mai bune, altele. Deci astea au costat 7,50 euro. Nu? Da. Cu carbonara. Poate alte arome sunt mai bune. Dar cred că mai bine luăm de dincolo. Poate dincolo erau mai bune. Acum nu mai luăm, că nu mai vom. Acum nu mai luăm. Și spaghetele astea nu sunt bune. Tagliatelele au fost foarte bune. Sunt groase, da. Cred că sunt prea groase, așa e? Pentru un talie, pentru... Bun, gata. Nu mai mănânc. Bun. Am ieșit de aici. Și am venit 10 metri mai în față să văd cum se numește exact localul. Și scrie totuși Fresh Pasta To Go. Deci dacă căutați Fresh Pasta To Go, recomand acolo și nu recomand ăsta de aici. Deci ăsta de aici nu recomand pentru că nu ne-au plăcut alea și le-am și aruncat efectiv. Am mâncat puține din ele și le-am aruncat. Upsi. Da, n-au fost bune la carbonara, din păcate de aici. Dar de la Fresh Pasta To Go... Foarte bune au fost, da. Le-am mâncat, v-am zis, 13,50 euro, două persoane, așa mănânci ieftin paste bune în Veneția. Ăsta a fost vlogul, până data viitoare, numai bine și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like! Ciao!